Marius, cum va fi cu Macedonia? Nu va fi ușor, asta este un singur lucru cert. Dar suntem în fața unui moment bun, unui moment istoric pentru clubul nostru și atunci, cu siguranță, jucătorii se vor ridica la acest nivel. Îmi doresc din tot sufletul ca la ora jocului, de joi, băieții să fie în cea mai bună forță, primul rând mental, că fizic nu avem niciun fel de problemă. N-aș vrea să repetăm ceea ce s-a întâmplat a doua repriză la Dinamo și sunt ferm convins că dacă vom face acest lucru, avem șanse mari să ne calificăm. Statutul de favorit pe care toată lumea îl dă la startul acestei partide te deranjează? Te dezavantajează? Nu, niciodată. Dacă îți favorezi, să fiu dezavantajat. Numai că trebuie să fim realiști, suntem considerați favoriți, numai din simplu fapt că noi suntem din România, iar din Macedonia. Pentru că dacă stăm bine și punem în balanță ceea ce au realizat în ultimii ani, din punct de vedere al performanțelor, mă refer aici campioni în ultimii 3 ani sau 4 ani de zile. Din 2013 n-au căzut de pe podium. Sunt echipa care au ajuns în play-off de cupele europene. Cel puțin în ultimii 6 ani de zile sunt o prezență constantă în cupele europene. Ceea ce pentru noi nu ne putem să ne lăudăm cu astfel de performanță. Doar din punctul ăsta de vedere suntem favoriți pe hârtie, dar consider că Botoșani e o echipă bună în momentul acesta. Revenind la meciul cu Dinamo, spuneai mai devreme, pe toată lumea a surprins că o echipă care știe să țină de minge, cum e FC Botoșani, care are posesie, a fost dominată copios în a doua repriză. Ce s-a întâmplat? Au căzut psihic băieții? Nu știu, probabil au crezut că e de ajuns să facă pas în spate ca să mențină acel rezultat. Niciodată în viața mea nu le-am cerut și nici n-am să le cer să apere, indiferent cât e scorul. Probabil au mers pe aceeași rețetă care s-a întâmplat la Urdobasă, au zis că e de ajuns. Mi-am spus clar că nu este de ajuns la o echipă ca Dinamo să dai decât un gol și să pleci cu victorie. Din păcate, probabil și necunoscut aceasta jucătorilor noi de la Dinamo, profilul lor și valoarea lor individuală, intrând în teren și simțindu-i că sunt buni, au valoare individuală, probabil acest lucru i-a și dezechilibrat puțin și au făcut pasul în spate. Ați văzut că după 1-1 deja s-a echilibrat iar jocul și n-a mai fost. Dar până la 1-1, Dinamo pur și simplu m-a dominat, dar fără ocazii. Fără ocazii, trebuie să fim realiști, să recunoaști că n-au avut absolut nicio ocazie, dar m-a dominat, ceea ce nu sunt de acord. Într-adevăr, Dinamo începe să redevină iarăși ceea ce a fost odată. Macedonienii, ei analizat care ar fi punctul lor forte, ai descoperit slăbiciunile. Sunt o echipă tipic din spațiul Iugoslav, puternici, au acea ambiție, acea atitudine față de fiecare meci pe care noi, latinii, nu prea o avem și atunci e dificil. E dificil pentru că joacă până la ultima minge, până la ultimul metru din teren, pentru fiecare minge. Și atunci trebuie să ne ridicăm la nivelul lor pentru că consider că echipa mai bună este Botoșani. Dar trebuie să ne ridicăm la nivelul lor de dăruire. Totul pe atac, așa cum ne-ai obișnuit? Totul la calificare, pentru că, v-am zis, e greu să ai o strategie atât că să joacă un meci, trebuie să-i încalcul absolut orice, să joacă cu calificarea pe masă. E greu să spun că mă duc să atac, pentru că este un singur meci și atunci trebuie să-mi fac calculele pentru calificare. Erau două meciuri, da, puteam spune că mergem acasă să câștigăm, după care pregăteam o strategie în două meciuri, dar așa, practic, te poți califica și în minutul 120 sau și la penalturi. Și atunci trebuie să iau un calcul absolut orice. Deci exersați și penalturile. Exersezi și penalturile, bineînțeles. Este un meci de calificare, se poate întâmpla orice. Ai jucători care n-ar vrea să bată în cazul în care să vă reduce acolo? Știi la ce mă refer? De exemplu, CFR-ului. N-aș vrea să vorbesc de altă echipă. Nu știu. Probabil, orice și la mine, nu știu exact. Contează mult starea lor sau nivelul lor de oboseală după 120 de minute, psihicul. Să știți că nu numai la CFR cred că s-a întâmplat astfel de lucru. Sunt jucători care nu și asumă să bată penalturi și nu trebuie să-i judecăm. Mulțumesc și mă tăba.